Haideți să discutăm despre operații cu funcții derivabile și mai întâi vom discuta despre ceea ce înseamnă derivata sumei și a produsului. Și o teoremă ne spune cum se procedează. Avem fie funcțiile f și g, două funcții definite pe d cu valori în r, și un x0 aparținului d, un punct de acumulare al lui d. Dacă funcțiile f și g sunt funcții derivabile în punctul x0 din d, atunci și funcțiile f plus g și f plus g, practic funcția sumă și funcția produs, sunt derivabile